Și patru oameni trebuia să ajungem la evangelizare nevătămați, nezgâriați, că Dumnezeu are putere. Amin. Poate a fost un vindecător pentru tine până în seara aceasta. Poate a fost unul care te-a binecuvântat. Slavă. Și poate i-ai mulțumit și te-ai oprit acolo. Poate a fost unul care te-a ridicat din ruine și te-a scăpat de vicii și ai spus că este bine până aici, dar El dorește mai mult de atât. Amin. Dorește să fie Domn în viața ta. Amin. Dorește să fie stăpân în viața ta. Amin. Amin. Când copilul tău se joacă cu cuțitul, ce zici? Pe cuțitul la mama, la tata, să nu te taie. În seara aceasta Iisus Hristos spune: dă mie păcatele tale. Amin. Să-ți dau ție neprihănirea ta. Amin. Amin. Dă mie ura pe care o ai. Să-ți dau ție dragostea. Amin. Amin. Dă mie tulburările tale. Să-ți dau ție liniștea mea. Ajută-mi. Luajucul meu că este bun și sația mea este ușoară. Amin. Amin. Și învățați de la mine că eu sunt blând și smerit cu inima, a spus Iisus, slăvit să fie numele Domnului. Amin. O pildă vă mai spun și încheie în seara aceasta. Doamne. Un băiat a vrut să treacă odată strada și nu s-a asigurat bine și era să fie lovit de o mașină. Dar a simțit deodată că o mână puternică l-a tras în spate. Aleluia. Și vremea a trecut. Și a fost chemat odată în instanță la judecat. Că a fost un făcător de rele. Și a fugit la judecător și a spus: domnule judecător, te cunosc. Ce poate mai văzut undeva, zice, nu. Atunci când am vrut să trec drumul, am fost doar un copil. M-ai prins de mână și m-ai scos din fața mașinii. Și a spus: iubitul meu, atunci am fost salvator. Aleluia. Dar acum sunt judecător. În seara aceasta Iisus Hristos este salvatorul. Amin. Nu aștepta să vină vremea să-ți fie judecător. Doar tu știi cât bine ți-a făcut. Dacă alții spun că pocăința e o prostie, ce mai proști sunt ei. Scuzați-mă pentru această expresie. Un împărat a spus odată: căutați în toată în împărăția mea și dacă găsiți pe cel mai prost om, să-l aduceți la mine. Și au găsit pe unul mai prost, care se ruga la mâncare, care citea Biblia și care cânta toată ziua. Și au spus: să stai mai prost decât alții. Hai să-l ducem la împărat. Și au spus: împărate, uite, l-am găsit, el-i. O luat inelul de pe dege și l-o dat lui. Și a spus: în ziua în care vei găsi un om mai prost ca tine, să îl dai lui. Și el a zis: bine, împărat. A trecut timpul și a aflat omul acesta considerat nebun că împăratul este pe moarte. Și s-a dus la el și a zis: împărate, ai de făcut o călătorie. Te-ai pregătit pentru drumul acesta? A zis: nu. Ia-ți inelul înapoi, că om mai prost ca dumneata încă n-am găsit în viața mea. Vreau să întreb în seara aceasta: te-ai pregătit pentru călătoria care îl faci poate astăzi, poate mâine sau poate 30 de ani? Singura călătorie singură, sigură, este doar Fiul lui Dumnezeu. Amin. Ia-l de mână în seara aceasta. Amin. Sau mai bine zis, dă-i mâna ta. Amin. Îți mulge nimeni. Aleluia. Vreau să mă opresc aici. Și doresc ca binecuvântarea lui Dumnezeu să fie în casele dumneavoastră, în mijlocul familiilor. Aleluia. Și aș vrea să nu uitați cine este Iisus. Am spus doar puțin. Puțin am spus ceva despre Iisus, cine este El. El este mult mai mult decât am spus. Mult mai mult. El este omniprezent și cerul și pământul e plin de El. Și ce spune Psalmul 139? Dacă mă duc la marginile pământului, tu ești acolo. Amin. Dacă voi lua aripile zorilor și mă duc în locuința morților, și acolo ești. Amin. Dacă spui că întunericul mă acoperă, nici întunericul pentru tine e în întuneric, ci strălucește ca ziua la miaza mare. Ce să spun mai multe despre El? Spuneți dumneavoastră și să spunem noi cu viața noastră. Ajută-ne. Mai mult decât predicăm. Amin. Doamne ajută-ne. Dumnezeu să vă binecuvinteze pe toți. Domnul să te binecuvinteze.